Un show de neuitat și petreceri până la răsărit. De asta au avut parte sute de mii de tineri care au participat la cea de-a treia seară de distracție la Untold. Artistul britanic Sam Smith a concertat în premieră în țara noastră și a încântat fanii veniți să-l vadă în număr uriaș. Aflat pentru prima dată în România, Sam Smith a fost cel mai așteptat artist de la Untold. Britanicul a venit la Cluj cu un spectacol de zile mari care face parte din turneul artistului. În timpul show-ului, Sam Smith a schimbat mai multe ținute, a cântat și dansat și a vrăjit publicul prezent pe Cluj Arena. Concertul a avut o mulțime de momente pline de energie, dar și unele foarte sensibile. Artistul și-a cântat cele mai cunoscute hituri și a fost încântat de iubirea primită din partea publicului. În finalul spectacolului, artistul și-a pus în scenă și cea mai nouă, dar și cea mai virală melodie pe care a lansat-o anul trecut. Petrecerea a continuat apoi cu muzică electronică. Pe scena Untold au urcat cei de la Swedish House Mafia, iar arena s-a umplut cu petrecăreții care nu au mai plecat de pe ringul de dans până dimineață. Cum e petrecerea seara? Super! Cea mai super! Aveți vreun artist preferat astăzi? It's incredible! Best experience ever! Celebrul DJ bosniac Salvatore Ganaci a apărut pe scena Untold îmbrăcat în tricoul lui Gheorghe Hagi. În cadrul show-ului său de la Untold, DJ-ul a adus și un tribut lui Nicu Kovaci, difuzând și o melodie Phoenix pe scena principală. Final, artistul a ieșit cu steagul României în fața scenei și a mulțumit publicului pentru toată aprecierea primită. Untold continuă astăzi cu noi concerte și petreceri de neuitat la cele 8 scene din festival. Untold se apropie de final. Astăzi este ultima seară în care tinerii petrec la festival. Cine sunt artiștii care vor urca pe scenă și care este atmosfera de acolo? Ne spune colega mea Silvia Ceh. Silvia, bine te-am găsit! Bun găsit! Au venit deja foarte mulți tineri aici în festival. Cu toții se pregătesc pentru ultima noapte de petrecere de aici, de la Untold. Momentan toată lumea este aici în zona parcului, aici unde există deja petreceri, dar sunt mulți care aleg să se relaxeze sau să mănânce ceva înainte de a merge la distracție pe Cluj Arena. În scurt timp se deschide și accesul spre scena principală, acolo unde vor avea loc din nou concerte foarte așteptate de fani. La ora 20:30 urcă pe scenă cei de la Milky Chance, urmați de Burna Boy și Mahmut Orhan. Iar apoi va avea loc mult așteptatul spectacol pregătit de Martin Garrix și Nicky Romero. Untold 2024 se încheie la ora 5 dimineața cu DJ Bliss, venit tocmai din Dubai la Cluj-Napoca. Au fost 4 zile pline de distracție aici la Cluj-Napoca și momente de neuitat la Untold. Untold a înregistrat un număr record de participanți și anul acesta, iar organizatorii au anunțat deja că au pus la vânzare primele bilete pentru
pentru ediția din 2025 și chiar s-au vândut deja 15.000 de bilete. Momentan acestea au fost informațiile de aici, rămânem și noi la petrecere. Atât de aici, la revedere! Litoralul este cel mai expus zilele acestea la radiațiile ultraviolete. Astăzi, indicele UV a depășit pragul critic, iar expunerea la soare a fost extrem de periculoasă, chiar și cu protecție solară. Cu toate acestea, turiștii aflați în concediu la mare nu par să realizeze pericolul. Pentru ei, bronzul este mai important decât sănătatea. Așa arăta plaja din Mamaia la orele prânzului, când razele soarelui erau cele mai nocive. Dornici de un bronz uniform, unii turiști au uitat complet de recomandările medicilor și de riscurile la care se supun. Sunteți foarte ars. Da, sunt foarte ars, că stau de vreo 3 zile aici, de-aia sunt ars așa. Cam câte ore stați pe plajă? De la 5 de dimineața până la 9 seara. Nu este periculos? Pentru mine nu. Mă văd foarte roșu. Da, de la soare. V-ați cam ars. Da. Nu vă ustură pielea? Ba da. Între ce ore vă expuneți la soare? De la 10 până la ora 14. Practic nu este recomandat. Da. Este puternic astăzi soarele pe litoral? Foarte puternic. Se simte? Se simte foarte tare. Totuși ați ales să stați la soare, nu sub umbrelă. Nu, vrem să ne bronzăm, de aia am și venit. Pe litoral sunt 30 de grade Celsius, iar apa mării are în jur de 26 de grade. Astăzi, indicele radiațiilor ultraviolete a ajuns la 9, ceea ce înseamnă că riscul expunerii la soare este foarte mare. Indicele UV se măsoară pe o scară de la 0 la 15, iar valorile mai mari de 6 sunt considerate extrem de periculoase pentru piele. În acest context, cremele cu factor de protecție sunt obligatorii. Ca să fiu sincer, nu m-am protejat deloc. Deci pur și simplu am intrat în apa mării, așa, natural. Folosiți cremă cu factor de protecție? Nu. Niciodată. Și nu vă alegeți cu arsuri solare? Uneori m-am ales. Observ că sunteți puțin roșii. Da. Eu zic... protejați de soare? N-arunc cu de-asta de plajă, cu cremele care există. Vă dați cu cremă, nu? N-am dat, da, avem și copiii în apă, pentru ei mai mult, da, mă. Noi suntem mari și nu prea le folosim. Și dumneavoastră vă puteți alege cu arsuri solare? Știu, dar nu prea stăm la soare noi. Stați sub umbrelă? Mai mult sub umbrelă, da. Alții au înlocuit protecția solară cu bere. Folosiți factor de protecție? Da, bere. Merge cu bere. Merge foarte bine, mulțumim. Razele soarelui, în combinație cu temperaturile ridicate, pot provoca probleme serioase de piele, alergii sau chiar insolații. Știți cât de periculoase sunt radiațiile? Îmi dau seama, pentru că am niște petii ieșite deja și chiar mă uitam acum la ele, mai tare mi se accentuează de la soare și da. Cum te protejezi de soare? Păi avem cremă de protecție solară, stăm cât mai mult la umbră, mai mergem și în apă, că de-aia vin la mare să ne răcorim puțin, dar cu cremă de protecție solară cea mai mult timp. Și ești ars. Da, ți-am zis, m-a prins soarele mai tare pe mine astăzi. Medicii trag un semnal de alarmă. Radiația ultravioletă poate provoca arsuri grave, iar în timp chiar cancer de piele. Ca măsuri de prevenire, trebuie să ne expunem la soare doar dimineața între orele 7 și 10 sau după amiaza, după ora 17 și neapărat cu factor de protecție 50. Nici nu a început încă anul școlar, că elevii au aflat deja când vor avea vacanța de schi anul viitor. Cum va arăta așadar structura acestui an pentru elevii din toată țara, știe colega mea, Mădălina Bichir. Mădălina, bună seara, te ascultăm! Bună seara, Radu! Bun găsit tuturor! Anul școlar va începe pe 9 septembrie și se va termina pe 20 iunie. El va fi împărțit în 5 module, despărțite de 5 vacanțe, respectiv vacanța de toamnă, cea de iarnă, vacanța de schi, cea de primăvară și, în final, vacanța mare din vară. Dacă vorbim acum despre vacanța de schi care va avea loc în luna februarie, aceasta a fost aleasă în funcție de inspectoratele școlare din fiecare județ. Astfel, în capitală și alte 22 de județe, s-a ales ca această vacanță să fie în perioada 17-21 februarie. Alte 18 județe, cele mai multe din Moldova și în Transilvania, au optat pentru perioada 24-28 februarie și un singur județ a ales perioada 10-14 februarie. Vă reamintesc că această vacanță de schi a fost introdusă încă din anul 2022-2023, atunci când Ministerul Educației și-a dorit să ofere mai multe momente de odihnă și relaxare elevilor. Acestea au fost informațiile. Radu, înapoi la tine!
Mădălina, îți mulțumesc. Seniorii învață să folosească tehnologia. Vârstnicii din capitală au acum ocazia să participe la cursuri gratuite de educație digitală, astfel încât să-și ușureze munca de zi cu zi. Cei mai mulți deja au conturi pe rețelele de socializare, însă vor să profite de ultimele invenții pentru a scăpa de drumurile la piață și de statul cu orele la coadă pentru plata facturilor. Cumpărăturile online sunt principalul motiv pentru care vârstnicii apelează la cursurile de educație digitală. Foarte puțin știu să folosească un telefon, un laptop sau o tabletă. A fost greu, dar am înțeles la un moment dat dependența copiilor de telefon. E fantastică! Cu dependență sau fără, seniorii fac eforturi să se integreze în era tehnologiei digitale. Cred că ăsta e motivul principal pentru care am venit. Să facem cumpărăturile, nu mai ne cumpere copiii, biletele. Sunt multe chestii, cum ziceam mai devreme, o comandă de taxi, pe telefon. Să avem siguranța să nu ne fie teamă de el, că pot face o plată cu el, că pot face o comandă cu el. Acești soți folosesc rețelele de socializare încă de acum câțiva ani, de nevoie, pentru că fata și nepoții sunt plecați în afara țării și au instalat chiar și aplicații prin care pot învăța limbile străine cât să se descurce singuri atunci când pleacă în vizită la familie. Deci învăța și limbile străine. Da, și mă descurc. La Paris m-am descurcat. Asta este avantajul oarecum. Da, la Paris, la Nisa, la supermarketuri, undeva pe Costa de Azur, m-am descurcat singur. Doamna Ludmila a terminat deja sesiunea de cursuri și abia că se mai dezlipește de telefon. Și-a descărcat diverse aplicații de la supermarketuri și acum urmărește doar reducerile. Fac economii, da, pur și simplu. Dacă nu aveam această oportunitate să văd pe la acele magazine care sunt pentru mine acele reduceri, nu făceam atâtea economii și un bănuț pot să-l pun mai unul peste altul și să mă duc într-o excursie. Iar curiozitățile celor care participă la cursurile de educație digitală sunt diverse. Plăți online. Și rețelele de socializare. Ia uitați ce caut eu. Vremea de mâine, avertizare de căldură, program. Uite, vedeți? Astea sunt legea pensiilor, că mă interesează. Chiar și mâncarea se face mai ușor atunci când folosesc rețetele de pe internet, spun cei care deja s-au obișnuit cu smartphone-urile. Trimit rețete la prietenele mele de pe WhatsApp, care, rude, și prietene care știu că le practică și le folosesc. Sesiunile se organizează lunar, marțea și joia, între orele 10:30 și 12, la sediul centrului de zi pentru persoane vârstnice din capitală. Deja avem în jur de 70 de persoane înscrise. A trebuit să mai căutăm încă două locații. O sesiune de cursuri durează 4 săptămâni, timp în care seniorii se întorc cu răspunsuri la toate curiozitățile din lumea digitalizării. Barierele de la o cale ferată din Caracal au un efect miraculos asupra unor șoferi. Aceștia par să orbească dintr-o dată și nu mai văd interdicția de a traversa calea ferată. Zi de zi sunt înregistrate scene revoltătoare în care conducătorii auto își pun viața în pericol. Și polițiștii văd imaginile, dar până la amenzi este cale lungă din cauza birocrației. Ia uite-și. Așa, unu, doi. Ia, vine altul. Ia uite-și tu. Păi de ce mai sunt, mă, barierele astea atunci dacă toată lumea trece? În mai puțin de 40 de secunde, 8 mașini au traversat calea ferată din Caracal, deși barierele erau coborâte. Alo! Vede cineva? Ferească Dumnezeu, doar în Caracal poți să faci așa ceva. Barierele îți dă formă aici, domnule. Toată lumea trece. Grav este că situația se repetă zi de zi. Am mai văzut, dar nu e normal. Eu zic că nu e normal așa ceva și... Ar trebui sancționați. Se întâmplă. Am observat că se întâmplă așa ceva, dar asta e fiecare cu riscul lui. Mai ales șoferii, să grăbesc mai repede ca pietonii, da? Un și viața altora în pericol, mai palor. Cei care locuiesc în zonă spun că bariera n-a fost gândită cum trebuie. Nu blochează ambele sensuri, așa că cei grăbiți au loc pe unde să forțeze trecerea. Și bariera nu e făcută bine cum e făcută, pentru că acel interval, distanța între ele e prea mare. Să fi fost făcută cum n-ar avea loc o mașină. Să nu le dea loc să treacă. Să nu le dea voie să treacă. De 3 ori pe zi, bariera din spatele meu este coborâtă pentru a lăsa trenul să treacă. Chiar și așa, unii șoferi sunt prea grăbiți și în loc să aștepte 5 minute, aleg să-și pună în pericol viața și să se strecoare printre bariere.
Credeți că cei 8 șoferi filmați au fost pedepsiți? Birocrația complică situația. Poliția a identificat proprietarii mașinilor, dar nu e suficient. Conform legii, aceștia trebuie să transmită cine a condus autoturismul. Abia apoi, persoana respectivă va rămâne fără permis 120 de zile. Asta dacă nu contestă imaginile postate pe rețelele de socializare. Seceta, dar și risipa ar putea dubla tarifele pentru apa furnizată la robinet. Momentan este o idee dezbătută în județul Iași, acolo unde există restricții de furnizare, chiar și în orașe. Apel la populație fac și cei de la Apele Române, care anunță că în 449 de localități apa este furnizată cu program. Autoritățile cer ca rețeaua publică să nu mai fie folosită pentru a uda grădinile din zonele rurale. Uitați că curge apa. Eu aici am furtunul care ud trandafirii grădina de aici. Am alt furtun care duce în grădina din spate, unde am straturi de lume și zarzavaturi. Apa curentă este deja mult prea scumpă pentru acest localnic, așa că se bazează în special pe fântâna din curte. Am făcut a doua fântână din mare adâncime și nu mă folosesc absolut deloc de apa lor, că nu-mi permite bugetul, bani scumpă. Și mulți renunță la apa de la rețea, la prețul. Și acest bărbat cară apă cu bidoanele de la o fântână din sat. Este racordat la rețeaua de apă, însă nu își permite să consume prea mult, tot din cauza prețurilor. Cam de câte ori veniți și luați apă de la fântână? Cam cât de des? O dată la două zile. Problema e că în unele zone chiar și fântânile seacă, iar apa consumată prin puțurile săpate în gospodării pune o presiune uriașă pe pânza freatică. Ce să ai, prea exagerat. Da, de omul s-o tras apă, ce zici, că dacă am tras apă, fac ce vreau, dar dacă e vorba de să ai stată, trebuie să mă restrângi, mă leacă, altfel nu este... În Iași, de exemplu, compania de apă se gândește la tarife mai mari pentru cei care consumă peste 5 metri cub de persoană, pe lună, în mediul rural. Peste această valoare ar putea fi aplicate tarife duble, adică peste 32 de lei pe metrul pătrat. Lor și normal, câți păsări, animale și le trebuie și lor apă. Și aici mai este apă, dar la noi în fântână e puțină apă. Dăm și la găini și avem căpri, rățe și ele vreau apă. Nu poți încadra în ăștia 5 metri cub, mai ales nu, când e secetă. Economii, tot economii și noi, dar uite că nu le poți să ne însătate. Un semn de alarmă trag și cei de la Administrația Națională Apele Române. Resursele de apă din cele 40 de lacuri de acumulare din țară au scăzut, iar în 449 de localități, adică 15% din total, există restricții de furnizare. Cele mai afectate județe sunt Botoșani cu 140 de localități, Iași cu 77 de localități, dar și Alba cu 62 de zone locuite. În Bihor, o piscină înconjurată de stânci masive a devenit vara aceasta locul preferat de turiștii dornici de vacanțe liniștite. Aici există și un izvor al cărui susur îl poți auzi de pe șezlong, iar prânzul se servește într-o peșteră în care temperaturile sunt mult mai scăzute decât afară. Zonele retrase ale apusenilor nu sunt niciodată mai frumoase ca în august. Cascadele care susură la doar câțiva metri de șezlonguri și mesele care se odihnesc în așteptarea pofticioșilor așezate direct în stâncă sunt descoperite cu uimire de turiștii care vin la pensiunile de la Remeți. În primul rând, peisajul și în al doilea rând, modul în care e amenajat partea de piscină, e ceva inedit. Ceva ani mai văzut, foarte, foarte, foarte frumos. Apa de scăldat este încălzită, astfel încât oricine se poate relaxa, indiferent de câte grade sunt afară. În plus, bronzul de munte se spune că e mai frumos și ține mai mult. E foarte plăcut, e foarte relaxant, curat, liniște. Cum e apa? Foarte bună, foarte plăcută, foarte caldă, curată. Turiștii sunt răsfățați cu un loc de luat masa într-un spațiu cu totul neconvențional, iar pâinea de casă și păstrăvul luat direct din râu sunt un deliciu. Atracția pensiunii noastre este, bineînțeles, piscina, care e cu apă încălzită și e amplasată sub această stâncă, pe care curge și un izvor plin de energie. Înăuntru avem o peșteră
foarte răcoroasă. Colțul de Rai este atât de îndrăgit de vizitatori încât toate locurile de cazare sunt date până la jumătatea lui septembrie. Pe viitor, în peșteră, administratorii vor să amenajeze în stâncă și o sală de evenimente pentru petrecerile cu număr mare de invitați. Nunțile maramureșene sunt vestite în toată țara. Aici localnicii duc mai departe cu mândrie tradițiile și portul popular și reușesc să îmbine obiceiurile străvechi cu cele noi. Am fost și noi invitați la un astfel de eveniment. Cum este atmosfera la o nuntă autentic maramureșană, vă arătăm chiar acum. Muzica răsună încă de dimineață în această gospodărie din Vișeul de Mijloc. Tânărul din Imagini se căsătorește cu aleasa inimii sale și a organizat o nuntă mare, după tradițiile maramureșene. La mire începe prima dată cu alai, vin călăreții, vine stegarul cu steagul înstruțat, vine trăsura, după ce se cântă la mire acasă și se primesc invitații acasă cum se cuvine cu naș, mirele și-a iertăciunile și pleacă la mireasă. La noi nunțile merg ca în povești, 3 zile și 3 nopți. Noi avem o seară înaintea nunții, unde se face împletitul cununii miresii și împletitul steagului. Dacă fetele se ocupă de cununa miresei, feciorii sunt cei care împletesc steagul. Se împodobește cu diferite materiale din sugne, cu batiste și cu multe alte lucruri tradiționale. La nivel simbolic, steagul arată vitalitatea și arată semnul oarecum a bărbăției. Între galaiul, împreună cu mire și naș, se îndreaptă apoi spre casa miresei. Aici, starostele îl ajută pe mire să ajungă la aleasa sa. Cu alai mare au venit și oaste, oare bine am imerit? Foarte bine am imerit! Cunoaște acest tânăr crai! Dacă ne trimit pe noastră în casă, să găsăm o mândă mireasă! Pentru mireasă fie aleasă! Ne poftiți la noastră în casă! Aici, în față la lume, ai grijă că nu spui glume! În fața tuturor, a nașilor și a părinților. Mirele în genunchi să pune pe mireasa cel bine. Da. E domnul lăudat că mireasa l-a acceptat. Urmează hora miresei, unde mirii joacă fericiți alături de nași și invitații lor. Să fii naș și în Maramureș e un sentiment unic, mai ales când e vorba de o nuntă tradițională. Nașii trebuie să fie un exemplu bun pentru miri, pentru că sunt și îndrumătorilor în viață. La nunta maramureșeană, cei mai mulți dintre invitați vin îmbrăcați în costume populare, păstrate din generație în generație. Aici se păstrează nunțele, pentru că lumea de aici, generația mea încă, mai au lucruri făcute de mână. Și de la micile generații de astăzi, toți poartă portul popular și toți mergem înainte purtând tradiția noastră. În tot acest timp, mai mulți bărbați îmbrăcați în straie populare, călare pe cai decorați în mod tradițional, însoțesc alaiul. Mirii și invitații lor merg apoi către biserică, unde are loc ceremonia religioasă. Odată cununați, mirii și invitații se îndreaptă către restaurant, unde sunt întâmpinați cu muzică și voie bună. Ne-am dorit să facem o nuntă așa, cam povești, să zic așa, cu călăreți, cu caleașcă. Am încercat să facem totuși o combinație între tradițional și modern, adică să aducem cumva și trecutul în zilele noastre și să facem așa un mixt. În total, peste 300 de persoane au petrecut alături de tinerii în Sureței. Atmosfera a fost întreținută de mai mulți artiști cunoscuți din zona Maramureșului, printre care și formația lui Daniel Dogaru. Mai
Știrile au ajuns la final. Sunt Radu Andrei Tudor și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe Canal D. Să aveți o seară așa cum vă place. Astăzi și mâine este în vigoare un cod galben de caniculă în sudul Crișanei, Banat, Oltenia și în cea mai mare parte a Munteniei. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 35-37 de grade, mai ridicate luni izolat până spre 38 de grade. Nopțile vor fi tropicale, cu valori termice în jurul la 20 de grade. Astăzi vremea a fost caniculară în regiunile sudice și sud-vestice, local caniculară în sudul Olteniei. Indicele temperatură umezeală a atins pragul critic de 80 de unități pe arii restrânse în Oltenia, Muntenia. Temperaturile maxime s-au încadrat în general între 29 și 36 de grade. Vântul a suflat slab și moderat, cu ușoare intensificări în Moldova și în zona montană înaltă a Carpaților meridionali și Carpaților de curbură. La noapte vom avea parte de temperaturi tropicale în partea de sud și sud-vest a țării. În celelalte regiuni, vântul va sufla slab și moderat, pe spații mici, cu unele intensificări la munte și în regiunile extracarpatice. Temperaturile minime se vor situa în marea lor majoritate între 18 și 22 de grade. Mâine, valul de căldură va persista în sudul Crișanei, Banat, Oltenia și în cea mai mare parte a Munteniei. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 și 37 de grade Celsius. Să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia va fi o zi deosebit de caldă. Cerul va fi mai mult senin, dar pe alocuri va mai ploua. Se vor înregistra 35 de grade în Pitești, la fel și în Ploiești. În Transilvania se anunță vreme ceva mai caldă decât azi, cu cer variabil și posibile ploi spre seară. Vor fi 35 de grade la Alba Iulia și 30 de grade la Brașov. În Moldova, ziua de mâine aduce vreme caldă, dar totodată instabilă. Mercurul din termometre ajunge până la 33 de grade în Piatra Neamț și 32 de grade în Iași. Vreme extrem de caldă se anunță și în vestul țării. Mercurul din termometre va crește simțitor. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab. Vor fi 37 de grade Celsius în Timișoara, la fel și în Arad. În Oltenia ne așteaptă o zi de-a dreptul caniculară. Se vor înregistra 37 de grade Celsius la Craiova și 34 în Târgu Jiu. În Dobrogea cerul va fi predominant senin, cu temperaturi plăcute. Mercurul din termometre va indica 31 de grade Celsius la Sulina și 34 de grade Celsius la Megidia. În capitală, astăzi am avut parte de temperaturi caniculare. Mercurul din termometre s-a ridicat la 36 de grade Celsius. La noapte ne așteaptă temperaturi tropicale. 22 de grade Celsius va arăta mercurul din termometre. Mâine, în capitală, rămâne în vigoare codul galben de caniculă. Așadar, va fi o zi cu disconfort termic ridicat, iar maxima ajunge la 37 de grade. La munte, vremea va fi caldă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, mai ales după amiaza, când pe arii restrânse vor fi ploi de scurtă durată, în special în zona Carpaților orientali, iar noaptea se va degaja. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în zona montană înaltă a Carpaților meridionali și a Carpaților de curbură. Pe litoral, vremea va fi caldă. Cerul va fi variabil ziua, când trecător vor fi posibile averse și descărcări electrice, apoi se va degaja. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări asociate averselor. Temperaturile maxime se vor încadra între 28 și 30 de grade, iar cele minime vor fi de 21-22 de grade. Temperatura apei mării va fi de 25-26 de grade.